Orașul Drobeta Turnu Severin a fost premiat seara trecută în cadrul galei Smart City Industry Awards, cel mai mare eveniment de acest gen organizat în România. Severinului a fost recunoscută și apreciată performanța digitală implementată de municipalitate prin platforma Avansis. Aceasta le asigură cetățenilor acces simplu și rapid la informații, documente, dar și plăți online pentru toate taxele și impozitele locale. Mulțumesc în numele comunității pe care o conduc. Este un premiu care ne bucură, dar în același timp ne și obligă. Suntem centrați pe nevoile cetățeanului, suntem centrați pe lucrurile care trebuiesc în municipiu. Mulțumim echipei Intermisop și mă uitam astăzi seară că o mare parte din proiectele premiate de dumneavoastră sunt în plină implementare la Drobeta Turnu Severin. Chiar dacă suntem o comunitate mică, promitem să ținem pasul cu tot ce e modern, cu tot ce e smart. Mulțumesc și sporul tuturor! În cadrul galei de la Palatul Parlamentului au fost premiate seara trecută cele mai bune proiecte din administrația locală și centrală. Severinul a fost apreciat pentru gestionarea relației dintre primărie și contribuabili, odată cu implementarea platformei Avansis. Cu ajutorul acesteia este simplificat accesul cetățenilor, dar și persoanelor juridice, la documente și informații, pot fi realizate plăți online, iar funcționarii primesc mai rapid acum cereri din partea cetățenilor. Drobeta a reușit să facă lucrul acesta, să-și convingă și mare atenție, sprijinul staffului de primărie este foarte important și au reușit să facă acest lucru, deși aparent Drobeta sună și frumos și este și într-o locație extraordinar de frumoasă. Eu am fost acolo și am fost chiar și la finalizarea proiectului din domeniul meu de dezvoltare, că asta mi-am dorit. Au pus sistem informatic integrat cu tot cu Avansis online, deci oferă cetățenilor posibilitatea de a-și găsi datele într-un singur loc, de a-și obține certificatele fiscale online. Pentru reducerea birocrației și implementarea platformei Avansis, Municipalitatea Severinană a atras fonduri europene de peste 4 milioane de lei. Este un premiu luat după o muncă serioasă depusă și spuneam într-adevăr că ne obligă să continuăm munca depusă, ne obligă să fim puși la punct cu tot ce apare nou pe piață, ne obligă să atragem în continuare fondurile europene care să ajute municipalitatea, să ajute cetățeanul în primul rând. Știm foarte bine că fără fonduri europene este foarte greu să te dezvolți, având în vedere că bugetele la nivel național și la nivelul primărilor sunt extrem de mici. Strategia realizată și aprobată în cadrul municipiului Drobeta Turnu Severin este o strategie de tip smart, este o strategie care poate fi implementată, o strategie care va atrage în perioada următoare cu siguranță peste 100 de milioane de euro în exercițiu 2021-2027. În cadrul galei Smart City Industry Awards au fost premiate 70 de proiecte Smart City din toată țara, în valoare totală de 1 miliard de euro.